Actualitatea în obiectiv cu Daniel Alexandrescu. Perspective și soluții biblice la probleme contemporane. Bun regăsit, stimați prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea în obiectiv. Sunt Daniel Alexandrescu și mă bucur că ați rămas alături de Radio Vocea Evangheliei București, aici pe frecvența veștilor bune, cât și pe pagina noastră de internet unde ne urmăriți. Astăzi vrem să continuăm subiectul început în ediția precedentă, și anume muzica, mijloc de atragere sau de distragere în închinarea creștină. Ne bucurăm să îl avem din nou în studio alături de noi pe domnul profesor Cristian Caraman, profesor de închinare și muzică bisericească la Institutul Teologic Biblic Baptist din București și la Institutul Teologic Timoteus al creștinilor după Evanghelie, tot din București, cât și solist la Teatrul Național de Operetă Ion Dacian din București. Bun revenit la emisiunea noastră! Vă mulțumesc! Și mă bucur că am revenit. Și noi ne bucurăm că n-ați lăsat subiectul așa în aer și vrem cumva să revenim la discuția noastră din ediția precedentă, de la evoluția muzicii în decursul istoriei. Și întrebarea ar fi: cum a evoluat muzica creștină de-a lungul istoriei în funcție de preferințele audienței, de nivelul educațional, de evoluția culturală istorică? Ne povesteați așa că muzica a avut o evoluție în decursul anilor și s-a tot dezvoltat. Cum vedeți dumneavoastră evoluția aceasta? A fost determinată de anumiți factori sau așa, de la sine a venit dezvoltarea aceasta? Muzica înseamnă mișcare. Societatea e în mișcare permanentă. Deci muzica și artele reprezintă societatea. Imaginea societății. Da, bineînțeles. Și putem spune și invers. Societatea este reflectată în foarte mare măsură prin arte. Da? Muzica ocupă un loc important în reflectarea societății. Vrem să știm, de exemplu, cum trăia societatea acum 1000 de ani. Vedem ce se scrie atunci, cum se cânta, ce se cânta, ne ducem la un muzeu și așa mai departe. Vedem și în funcție de ce vedem, ce auzim și ce citim, da? ne facem o impresie despre cultura, cum trăiau ei. Da, bineînțeles. Deci are o foarte mare importanță muzica în aflarea societății sau mișcării societății dintr-o vreme sau alta istorică, dintr-un timp sau altul istoric. Bineînțeles că genurile muzicale au apărut, dacă vorbim de muzica creștină, ea are la bază muzica iudaică. Da, psalmii. Dar spune Pavel ce psalmii, da? Corect, da. Și nu numai psalmii, că nu erau numai psalmii atunci la se cântau numai psalmii, erau și altfel de imnuri, cântări. Spune apostol în psalmi, laude, cântece de, deci cântece de laudă. Bine, psalmii sunt în mare parte așa, cântări de laudă, dar nu erau numai psalmii. De aceea patrimoniul muzicii creștine, cultural al muzicii creștine, își are baza în ce s-a scris până atunci. Da? După aceea s-a adăugat la acest patrimoniu cântecele, melodiile celor care s-au încreștinat la vremea respectivă. Ei au venit cu bagajul lor cultural și muzical. Da? Și acela s-a adăugat a ceea ce exista. După aceea au început să se dezvolte cu timpul, au tot venit în biserică tot felul de influențe. Mai bune, mai puțin bune, cu privire la melodii, la cântece și așa mai departe. De aceea, la un moment dat, primul papă al Grigore cel Mare a văzut că nu prea în biserică erau tot felul de influențe și atunci a spus stop. Și el a dat, a
scris, așa trebuie să se cânte și așa a luat naștere cântecul Gregorian, de la numele lui. Și el, aceste cântece pe care el le-a spus, așa să se cânte, astea să fie din atâta număr de cântări și melodii care sunt aici, ăsta, le-au pus pe toate într-o carte, zicem noi, carte numit Antifonar. Și acolo se întâlnesc tot repertoriul, să spunem așa, liturgic al bisericii medievale, nu-i așa, în antifonarul catolic al lui Papa Grigore cel Mare. De acolo începând au apărut tot felul de genuri muzicale. Unul dintre genurile creștini, primilor creștini și după aceea e jubilația, bucurie. Dar au fost și altele, imnul, în primul de la imnul ebraic, după aceea imnul bisericesc, catolic, după aceea imnul ortodox și așa mai departe. În perioada reforme au fost niște imnuri. Da. A mai fost după aceea, cu mult timp după aceea, a fost la început și multă vreme, toată epoca medievală, până aproape de renaștere, și renaștere, bineînțeles, s-a cântat vocal. Mai aproape deloc, vorbesc în biserică, acompaniament. Nu orchestre cum avem acum, nu. Era și atunci, considerată ceva greșit orchestra? Unii da. Deci au fost teoreticieni care n-au fost de acord cu instrumentele muzicale în biserică, iar alții da. Da, au fost două curente. Mai sunt și astăzi. Sunt și astăzi, bineînțeles, au menținut, da? Dar și fiind muzică vocală, s-a dezvoltat această muzică vocală până în renaștere s-a cântat numai așa. După aceea au început să apară instrumentele muzicale, formațiile instrumentale, orchestrele, ușor, vorbim de 2000 de ani. Da, nu vorbim de 10 ani, de 20 de ani. Vorbim de 2000 de ani. Și atunci, așa ca muzică religioasă creștină, foarte dezvoltată, putem spune muzică, oratoriu, cantata, misa, da? Pasiunea fiind o lucrare în care tematica este luată din Evanghelie despre patimile Domnului Iisus Hristos. De aceea ce pace. Marii compozitori au scris, dintre care și Bach a scris pentru fiecare Evanghelie. Lucas Passion, Mateus Passion, Iohannes Passion, Marcus Passion menținut sau în sfârșit au reușit să reziste timpului Mateus și Iohannes Passion. Restul numai așa. Sunt capodopere. Sunt capodul, de asta vorbim deja de o muzică foarte elaborată. Deci de la cântece am ajuns la muzica, dacă este să vorbim, muzica este muzică vocală, muzică instrumentală, muzică vocal-instrumentală, muzică simfonică, muzică vocal-simfonică sau vocal-dramatică, fiecare cu genul ei. Și când vorbim de muzică creștină, ea se încadrează în toate genurile astea. Nu putem spune că muzica creștină nu e, e și cântec, e și vocal dramatic, și vocal simfonic, și așa mai departe. Există, de exemplu, sonata da chieza, care este numai instrumental, sonată. Da? Deci numai muzică, fără cuvinte. Deci, când vorbim de muzică creștină și muzică laică, muzica creștină s-a născut, da, în biserică, dar când vorbim de genuri, dezvoltarea genului, aproape toate genurile, în toate genurile se încadrează muzica creștină. Există, bine, cum e Verdi, el a scris cu tematică, sau Nabucodonosor, de exemplu, care este Nebucadnețar, mai o altă traducere. Nabucco, opera Nabucco. Plecarea evreilor și acel vestit tarara, ramparara. Noi știm cu cuvinte, dar el e scris în această operă și prezintă, după cum știm, plecarea evreilor, durerea lor spre Babilon. Da? Deci, ce vreau să spun este că evoluția genurilor muzicale a fost în mișcare, în dezvoltare, da? Și îmi spunea un profesor că vorbeam lucrurile acestea.
Deci, interesant este, avea teoria lui și mi-a plăcut. Dacă aș fi să tragem așa, să punem un grafic, am pune așa, vorbim de după Hristos. A merge cu muzica, s-a dezvoltat, în preclasic, clasicism, romantism și a început să se ducă jos. Noi ne-am uitat cum adică jos. Adică, așa ne-a zis, zice, ce a fost descoperit ca gen, nu s-a mai descoperit. Tot alea au rămas. Că s-au transformat, că s-au făcut, dar tot genul, simfonie, sonată, suită, numai alt gen. Am mai apărut un gen, cum este gaspelul, de exemplu, dar ăla e cântec. Gaspelul e cântec, nu putem să umim cu genul simfonie sau sonată. Nu. Gaspelul e cântec. Punct. Văzând evoluția asta în timp și ajungând un pic la subiectul nostru al emisiunii, considerați că anumite genuri de muzică, stiluri de muzică, ajută mai mult credincioșii să se închine lui Dumnezeu decât altele? Și cumva întrebarea mea vizează trendul din zilele noastre, e așa la mare căutare, muzica asta worship, din afară, din vest, muzica, a spus dumneavoastră, gospel, nu mai e chiar așa de căutată, imnurile acelea vechi, și aici este întreagă dezbatere în lumea evanghelică. Unii aruncă la gunoi de tot ceea ce este nou și tot ceea ce vine din exteriorul bisericii. Ați spus, muzica a pornit din interiorul bisericii. Și a rămas în interiorul bisericii, cea creștină. Și alții spun, e bine să o adaptăm. Dacă tot vine cumva din afară, are anumite influențe, o adaptăm noi. Așa cum a făcut și Luther, a pus pe o linie melodică versuri creștine. Cum? În mai multe linii melodice. Sau în mai multe. Cum vedeți dumneavoastră perspectiva aceasta a rolului muzicii în închinare? Rolul muzicii în închinare, pe am spus, de zidire sufletească, asta am zis-o. Am zis-o în emisiunea trecută. Exact, da. Deci rolul muzicii, luăm din 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 26, tot ce se întâmplă este pentru zidirea sufletească. Ne ducem și la Efeseni, capitolul 5, versetul 19, Coloseni, capitolul 3, versetul 19, zidire și învățare prin cântare, prin sal. Deci noi când ne întâlnim, zice Pavel, când vă întâlniți, noi așa, să vă zidiți sufletește, să vă învățați, să vă sfătuiți. Cu ce? Și printre alte și cu cântare. Deci acolo zice, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Da? Corect, da. Prin cuvânt și cântarea e tot, am spus în emisiunea trecută, ce înseamnă muzica? Ea înmagazinează sentimente, nu așa, afecte, stări emoționale, nu? Ea ne vorbește, are un limbaj anume, muzica. E universal limbajul ăsta. Stăm doi oameni de diferite, profesiuni, diferite condiții sociale și nu ne batem. Mă duc și stau cu el la o sală de concert, la Ateneul Român și stăm lângă, eu nu știu cine este lângă mine. Nu știu. Nici el nu știe și nu mă interesează cine. Dar ne simțim bine. În biserică la fel. Suntem de condiții diferite, sociale, profesionale, educaționale și așa mai departe. Dar nu stăm acum să ne... Muzica ne unește. Da? Bun. Deci rolul muzicii este de unire. Și de adorare, de laudă către Dumnezeu. Ai spus de... Da. Dacă este să vorbim de genuri muzicale consacrate, care au luat ființă, s-au dezvoltat și au apărut în istoria muzicii, sunt câteva, poate să le numesc așa, cele mai cunoscute. Eu am spus misa, oratoriu, cantata, da? Bine, imnul, pasiunea, am spus despre ce este vorba, nu e pasiunea, așa, e gen muzical. Sunt mai mult coralul, cântecul, da? Deci sunt genuri, dar aceste genuri s-au, la un moment dat, nu au mai fost așa cultivate în biserică, s-a simțit nevoia de ceva nou. Și atunci, prospătare. Da, numai că bisericile tradiționale, biserica ortodoxă și cea catolică, dar vorbim și cea anglicană, unde acolo este antemul și versantemul. La ei cântecul, cum este cântecul gregorian la catolici, coralul luteran la așa și imnul la biserica ortodoxă, ei au rămas. Ei nu s-au vorbit de liturghie aici. Nu, ei au clar, știu foarte bine ce au de făcut. Cultele evanghelice,
Da? Și le știm pe toate care sunt, între care suntem și, sunt și cei baptiști, penticostali, adventiști, creștini pe Evanghelie și numim pe mulți, 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 îi putem mai spune și pe metodiști și așa mai departe, și sunt mulți. Sigur. Ei au adoptat, din, dacă vreți să spun așa, din lumea laică muzicală, da? Au adoptat genul muzical. Negro spiritual, da? White gospel, black gospel, că este și white și black gospel, da? A plăcut foarte mult. Multă muzică ce are la bază jazz-ul, soul-ul, rock-ul. Da, le-au adoptat. Domnule, e rău. Nu știu, domnule, e rău sau bine? Eu ca muzician, ca doctorul, vine unul și zice, domnule, e rău. Eu știu că e rău că ești bun acum. Înțelege că eu nu judec că e rău. Eu te operez ca un medic. Eu ca muzician, nu, dar ăla e rău, ăla e bine. Nu. Eu pot să spun, să am și părerea mea în sensul. Dar ce vreau să spun acum din punct de vedere ca științific vorbind sau muzical. Există, da, multe worship-uri acestea. Există worship songs și spiritual songs. Da? Cântece de închinare și cântece spirituale. Da, sunt cât, cât cuprinde. Dar mai există venit din America. De exemplu, pasiunea scripturală. Da? Sau musicalul creștin, au fost și pe la noi, se mai întâmplă. Sunt ca un musical, nu? Da, există teatru creștin. În America m-am dus și am văzut teatru creștin, muzical. Adică acest musical, asta se numește teatru creștin, musical. Deci, bom, e muzica numită carismatică, da? Sau noua muzică ce se apropie de, am spus, de rock creștin, apropo. Știți că rock-ul, toată lumea îl blamează. O să mă blameze și pe mine. Da, rock-ul vine din rock and roll. Nu intru acum în amănunte, dar aș putea spune, citind și uitându-mă și eu, nu sunt specialist în rock. Eu sunt specialist așa. Dar uitându-mă și văzând, sunt zeci, sute de genuri, de subgenuri de rock. Între care și ăsta creștin. Mai este și operă rock. Sinfonie rock. A auzit-o cineva? Nimeni. Doar se referă numai la rock. Gata, că e așa. Da? Unii ce au zis, domne, e rock, ăsta e așa de blamat, vrei și noi creștinii să îl facem creștin. Creștinizăm. Aici am eu o problemă. Adică e un gen muzical, da, ăla a fost compus cu un scop, într-un timp anume și așa mai departe și eu îl fac creștin. Cum îl fac creștin? Interesant. De fapt și Luther a fost. Îi pun niște cuvinte creștini și l-am făcut creștin. E, nu e chiar așa. Că genul e gen. Când zici, știu că cineva a luat o bucată, o porțiune din Rapsodia întâia de Enescu, a pus jos, a pus așa și a fost cântat, uite ce am făcut, ce ai făcut, domnule, aia e Rapsodie. Și că e Rapsodie creștină, nu e Rapsodie creștină. Deci nu prin cuvinte faci un gen, îl numești într-un fel sau altul. Aici e o greșeală. Da. Deci încă o dată asta ca să închei, să fac așa. Genul și genul muzicale sunt multe, mai ales astea care s-au acum în secolul 20-21. Sunt multe, sunt zeci, sute. Dacă mă întrebați, nici eu nu le știu pe toate. Că n-am cum să le știu, că na, aș fi, cine aș fi să le știu eu pe toate, n-am cum să le știu. Dar sunt multe, subgenul la subgenul la subgenul. Da? Și de aici aș mai iau unii și îl fac creștin. Păi, e bine, e rău? Asta e întrebarea, dacă e bine sau rău? Poți să fie o întrebare pentru cei care ne ascultă. Asta eu zic că, așa cum am început, după cultură, după educație, după... da? Dacă eu mă... muzica lăutărească, ai auzit-o, ai fost, îți place? Nu-mi place. Mulțumesc. Mie. Dar de ce nu-ți place? Că avem creștini cărora le place muzica lăutărească. Iar nu merg în cer, numai eu merg care am auzit. Mie, de exemplu, îmi place... Eu spunea... cineva, în sfârșit, și-am preluat și-o lucrul acesta. Ce muzică îți place, m-a întrebat pe mine. Dom'le, zic, eu am rămas la Bach și la Mozart și la Beethoven, așa, și până aici. Eu, știi, glumesc într-un fel, știi? Adică, înțelegi? Asta e muzica mea. Eu, dacă aud Bach, Mozart, aud clasici, romantici și așa mai departe, sunt încântat. Ăsta sunt eu. Asta sunt eu. Dar pe tine, dacă... scuză-mă, adică nu... Da, da, la modul general, ce Bach, ce cutare. Nu, domnule, eu vreau aia. Eu vreau muzică lăutărească. Care e problema? Se închină atâția la muzică populară, poftim. Sau etică, sau folk, sau pop. Aici avem de discutat cum e cu așa. În sfârșit, așa. Deci, da, domnule, mă duc la frații mei, îmi scapă numele așa, și mă duc acolo și ei cântă
muzică lutărească, cu țambal, cu vioară, cu nu știu ce, super. A, că nu-mi place. Nu-ți place, nu te duce. Contează aici dacă ar fi să vorbim din punct de vedere teologic, a zis, de cuvântul lui Hristos să locuiască în inima noastră. Așa. Din același izvor să iasă două tipuri de râuri, și apă dulce și apă amară, cum zice Iacov acolo, adică înaintea lui Dumnezeu contează o inimă curățită a celui care compune muzica. Cum aveți dumneavoastră perspectiva asta a originii muzicii în sine, a celui care o aduce publicului să o cânte? Pentru că pun întrebarea asta pentru că noi în România am descoperit multe texte care au venit din afară, în special din America, de la unii artiști care au avut o viață imorală, unii care... numai creștini cu numele sau cu o identitate falsă, și noi cumva am preluat așa cu nesați versurile respective. Nu știu acum, așa aici unii s-au poziționat în două tabere. Bine, rău lucrul ăsta? Auzi, mie îmi place fotbalul, dar îmi place să-l văd. Acum nu pot să-l mai joc. Așa, și nu spun ce echipă sunt, că așa, bun. Sunt o echipă din A, din play-off. Și da, de exemplu, putem bănui, da. Așa, și se joacă două echipe. De ce vreau? Ca să fac legătura. Și bate o echipă cu 1-0, nu știu. Scandal mare, domnule, că a fost fault, că a fost aia, că a fost hands, că se scriu tomuri întregi. După 100 de ani, echipa X cu echipa 0, echipa Y a bătut-o cu 1-0. Punct! Asta a rămas în istorie. Da? Bun, să revin. Mulțumesc. Dacă ar fi să luăm viața tuturor compozitorilor de-a lungul timpului, păi am eliminat pe toți, probabil, că toți sunt oameni ca și mine și ca și tine și ca mulți alții, da? Deci nu putem gândi așa. Eu știu gândirea aceasta, sunt în mare parte de acord, dar în mare parte nu sunt de acord. Pentru că cineva scrie o muzică, da? Scrie o muzică. Muzica nu înseamnă, aici se face o mare greșeală. Zice muzica creștină. Păi ce e de creștină? Păi are cuvinte. Nu, muzica e muzică. Cuvintele sunt cu totul altceva. Cuvintele nu sunt muzică. Și muzica nu sunt cuvinte. Am spus treaba asta data trecută. Muzica are limbajul ei, prin ea însă își trăiește. Și cuvintele au limbajul lor. Amândouă ar trebui să fie împreună și să imită aceeași idee cu totul și cu totul altceva. Da? Deci, cu alte cuvinte, eu n-aș putea acum, ascult o muzică, nu? Că am mai auzit și eu, am văzut, domne, dar ăla a scris, m-am ascult o muzică, chiar nici nu mai știu, dar nu mai contează ce și cum. Am ascult și mi-a plăcut. Bun, și într-o discuție, dar știi cine a scris-o? Că zic, nu știu, ți-a plăcut, mă întreabă, zic, da, mi-a plăcut. Știi cine a scris-o? Cine? Cutărică. Știi cine? Nu știu, chiar nu știam. Și a început să-mi spune despre Cutărică, ce, Cutare, Cutare. Zic, măi, nu te supăra. Dacă nu aveam discuția asta, nu e relevant deloc. Și acum ce să fac? Păi nu, să nu mai asculti. Ce vorbești, domn? Care e problema ta? Adică, înțelegi? Da, am înțeles. Deci, ne ducem prea departe. Ne ducem prea departe cu chestia asta. Eu când ascult o muzică, eu, vorbind de mine... Și când spun eu, vorbesc și de un muzician sau cineva care așa ar trebui, toți ar trebui să fim așa. În ce sens? Ascult o muzică, da? Citesc ceva. Eu judec cu mintea mea, cu educația mea, cu bagajul meu de cunoștințe, muzica respectivă, da? O ascult și spun, e bună, nu e bună, emite, nu emite și așa mai departe. O judec din punct de vedere. O filtrați. Da, eu așa fac. O filtrez. Dom'le, nu e bine scrisă. Un, doi. Cine o cântă? Zic, muzica e bine scrisă, dar e cântată prost, defectos. Uite, falsează, nu știu ce, nu ține ritmul cu tare, nu ține durata. Deci, din punctul de vedere, nu e bine. Da? Eu nu stau să analizez cine a scris-o, cum a scris-o. Deci, ce stau acum să iau pe toți compozitorii să știu cine a scris-o? Uite, mă, cine a scris-o? Gata, nu mai ascult, că nu știu ce a făcut, nu știu ce adres. În istorie. E o literatură muzicală imensă. Spune-mă acum, imensă, păi stau acum pe fiecare să-l ascult, să văd ce a făcut și ce adres. Dar s-ar putea să nu mai avem noi toate informațiile corecte de despre puțin unde. Voie, revin încă o dată de unde am început. Aș vrea să mă fac înțeles. Mă rog, da. Am spus de la început, muzica
este Arda, care, într-o modalitate specifică, numai ei, cu ajutorul sunetelor, da, emite, arată, degajă sentimente, stări și așa. Dacă mie o muzică îmi spune ceva, și vorbim, revenim acum la, dacă e la modul general, dar dacă este la muzică creștină, de închinare, dacă mie mă îndreaptă cu Dumnezeu, mă liniștește, îmi dă mă face să meditez și mai departe, eu sunt mulțumit. Trebuie să dacă existe... tu predici, de exemplu, și după acum să mă duc, aha, ia să vedem, ia să mă asta pe ceapă acum și încep pe tare, aha, făcut, adrenă, nu. Poate, precis o să fiu de acord cu tot ce ai făcut și ce ai învățat și ce ai de... Asta spun de la... Pentru că fiecare avem gândiri diferite. A, gata, nu mai ascult. Asta e una și alta e alta. De exemplu, dacă cine știe ce trăznăi a făcut respectivul sau, nu știu, în sfârșit. Dar muzica e muzică, domnule. Ama, Pavel spune să cercetăm. Eu știu pe ce spun eu acum, nu se spune, dar de-aia o și spun. Ma, dumneavoastră aveți, ați îmbrăcat cum haina de artist și de muzician? Și... Eu sunt muzician și profesor, sunt și mentor. De artist, deci eu sunt muzician, actor, profesor, dirijor și deci mentor, ca să spun eu, învăț. Am deci înțeles. Eu spun acum din prea plusul meu. Acum v-am pus întrebarea din postura de creștin, de chiar teolog, în fine. Da, nu în fine, chiar așa. Da. Deci lucrarea mea de doctorat, ca să știi că nu, na, lucrarea mea de doctorat a fost pe trei pali de cercetare. Muzical, teologic, da? Deci teologic și a trebuit să vină cineva referent din teologie, de la, din mediul bisericesc să-mi... valideze, da. Categorii. Ipotezele. Deci eu din punct de vedere muzica, eu mi-am mers, am făcut istoria muzicii protestante, asta a fost stil și forme și deci stilul și forme. Stilistica muzicii protestante. Deci aici a trebuit să studiez nu numai muzica, dar și textele. Trebuie să le iau la care sunt bune, pentru că nu toate textele sunt bune, apropo. Până mă duce să văd cine a scris, să văd textul dacă stă în picioare. Muzica bun stă, dar textul stă, pentru că auzim multă muzică, n-are nicio legătură textul cu melodia sau armonia sau aia, dar niciuna. Asta dumneavoastră observați ca specialist. Păi ce să observ și observăm cu toții, dar numai că nu ne, cum să spun, nu ne manifestăm. Să zice, stai domnule, nu auzi așa? Spuneați dumneavoastră și cer să vă înțeleg că, și aici eu o să folosesc un pic un limbaj mai teologic, la nivel de duh, trebuie să există acea conexiune, că trebuie să o simțiți muzica aceea că vă apropie sau vă distanțează de Dumnezeu, vă ajută să vă închinați sau să vă, eu știu, să vă distanțați de Dumnezeu. Spunea Apostolul Pavel să cercetăm toate lucrurile și să păstrăm ceea ce este bun. Deci există o necesitate, o nevoie de vigilență chiar și în domeniul muzical. De asta am pus eu întrebarea aceasta. E clar că suntem tentați și ispitiți în fel și chip și cred că și muzica e o cale prin care, nu știu dacă sunteți de acord cu mine, cel rău încearcă să ne păcălească sau nu. Cum vedeți muzica, dumneavoastră? Prin muzică, deci, așa cum am spus, muzica îmi oferă niște... prin limbajul respectiv, îmi oferă o anumită direcție. Da? Corect. Da? Acum depinde, nu? În ce direcție, mă? Bun, dar depinde ce înțeleg eu, apropo, că s-ar putea să înțeleg greșit. Percepția mea, păi, da. Păi, mulțumesc. Da? Dar hai să revenim. Când zici muzică de închinare, ce e închinare, în primul rând? Când zici muzică de închinare, păi ce e închinare? Ca să vedem ce e cu muzica de închinare. Că muzica am înțeles, am priceput-o să zicem. Da, 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 da. Despre ce se va. Deci închinarea pot să fie mai mult. Este în primul rând o manifestare de evlavie. Da? Eu mi-am gândit față de cine? Față de Dumnezeu. Da? Este un respect, un devotament, afecțiune față de Dumnezeu. Închinarea la Dumnezeu. Poate să fie închinarea și în altă parte. Asta da? Știm foarte bine. Noi vorbim de închinarea la Dumnezeu. Este recunoașterea suveranității lui Dumnezeu. Asta facem noi când ne închinăm. Este supunere, recunoștință și mai mult de toate, consacrare. Ne consacrăm lui. Deci asta e închinarea, da? Și peste toate acceptarea adevărului Dumnezeu. Cred în Dumnezeu. De-aia mă închin lui. Asta e închinarea. Și atunci muzica nu trebuie să aibă toate elementele astea?
Ba da. Păi despre asta vorbim. Acum, cum e scrisă și cum e scrisă, am spus, trebuie să fie scrisă bine. Punct. Și să fie interpretată bine. Al doilea lucru. Că îmi place un gen, că nu îmi place un gen, că îmi place un stil sau nu un stil, asta e altă problema mea, de cultura mea, de educația mea, din ce... M-am dus cu mult tipul, da? Deci dacă e să stau ca așa, m-am dus într-o biserică. Și eu eram mai tânăr, aveam, și acum sunt tânăr, așa, și aveam mulțumesc. Și am început să mulțumesc și am cântat. Și am cântat acolo și, a venit un frate mai în vârstă, era undeva până Ardeal, o biserică mai mică. Ce frate, ați cântat așa de bine, dar n-ați putea mai încet? Hai să... Și opa! Hai să dau altă... m-am dus într-o altă biserică, tot până Ardeal. Eu, solist, nu știu ce, să-mi aleg cântările. Da, da, da. Și ce cântare să-mi aleg? Fiind tenor, mi-a aleg cu sus, nu știu ce, cu note înalte și așa mai departe, să-mi arăt așa, bun. Mă duc acolo și vine o soră și zice, frate, vreau să cântați cântarea asta. Uit, eu n-am căsat în viața mea cântarea. Fiind notist, zic, hai, bun, m-am uitat puțin înainte. Fără un dragă, era o cântare, pentru mine neimportant, din punct de vedere al ambitusului, mergea, zic, dar o cânt, dacă a zis sora, știi? Da, suntem în biserică, m-am pocăit și eu și am cântat-o. Am cântat-o, am plecat, nu știu ce, după un an de zile mă întâlnesc cu sora. N-am mai cântat niciodată cântarea aceea. Ce, aduceți aminte și mi-ai așa cu tare, și mi-ați cântat cântarea cu tare, zic, da, nu mai, nici chiar uitasem. Da, sigur, nu știu, dar știți ceva? Cântarea aia, eu trebuia, eram într-o mare criză de familie, mi-a spus situația, rău. Știți că cântarea aceea a reparat situația noastră familiară? Slavă Domnului! Ce am învățat eu din asta? De atunci, asta e ceva în urmă, ceva din urmă, întotdeauna mă zic, Doamne, ce cântare să cânt? Ce crezi Tu că e bine să cânt? Nu după cum cred eu că... Vă lăsați călăuziți de Domnul. Ce cred eu? Aia cânt. De obicei reușesc, dar pentru că mă încred în Domnul. Deci... Cântările trebuie să vorbesc de interpreții aici, da? Da. În demnul Duhului lui Dumnezeu. Vorbim de biserică, noi vorbim acum de... Da, absolut. Vorbim că în viața cealaltă de civilă mi se impune să cânt asta, înghit și o cânt. Dacă stau să mă gândesc din tot cariera mea de aproape 30-40 de ani de meserie, nu știu dacă am cântat poate de două ori ce mi-a plăcut. Restul mi s-a spus, ce să fac, asta e. Dar în biserică nu e așa. Biserică nu. Pentru Dumnezeu cânți ce spune Domnul să cânți. Și aici am o teorie pe care o susțin. Noi fiecare avem darurile noastre. Da? De acord. Ale Duhului Sfânt. Exact. Să știi. Și asta am văzut nu numai la mine, și la cei care cântă, că am fost atent. Cântăreții de obicei cântă sau abordează piese muzicale conform darului pe care l-au. Dacă unul e de evanghelizare, se vezi numai de evanghelizare. Unul de întărire, numai de întărire. Unul de, știu eu, de păstorie de... și așa mai departe. Unul de învățător, numai de alea o să ia. O să urmăresc foarte eu asta. Chiar te rog. Eu am văzut treaba asta și mi-am dat pe fiecare să zice pe darul pe care l-are. El nu știe. El nu știe chestia asta. Unii poate știu și au dat seama. E foarte important să te cuplezi la Dumnezeu. Dar încă o dată, pentru că mi-ai deschis ușa, revin ce am spus. Apostolul Pavel zice, fiți plini de Duhul Sfânt. Efeseni, capitolul 5, versetul 8, zice ultima parte. Nu citesc pe cealaltă, că... Da, da, da. Așa, zice, fiți plini de Duhul Sfânt. Iar în altă, la Coloseni, Efeseni zice în continuare, la versetul 19, zice, cuvântul lui Hristos să locuiască în belșug. Nu, păi, cum să locuiască în belșug? Cum să-i fac? Ce să fac? Să-l iau așa? Să-l iau? Ce să fac? Să-l citesc, să-l studiez, să meditez asupra lui, nu? Asta înseamnă în belșug. Și atunci El e în mine. Ăsta mă face să fiu plin de Duhul Sfânt. Nu așa, fiu plin de Duhul. Doamne, dă-mi plin de Duhul. Vreau să fiu plin de Duhul Sfânt. Cuvântul Domnului mă face plin de Duhul Sfânt. Și purtarea mea. E, atunci când sunt eu plin de Duhul Sfânt, cum e inima mea? Te întreb acum așa ca om. Plină de cântări, de laudă. Hai să știi cum e inima mea? Du-te la Iacov, capitolul 5, versetul 13. Inima bună. Iare vreunul inimă bună? Observ că nu toată lumea are inimă bună. Are vreunul dintre voi să cânte ce cântări de laudă? Deci eu dacă sunt plin de cuvântul Dumnezeu, atunci sunt plin de Duhul lui Dumnezeu și am și inima bună. Și atunci cum e cântarea mea? Întreb. Retoric întreb. Una bună. Va fi bine, ce trebuie. Exact. Că ai întrebat confortul. Ca să am cântarea bună,
Și să-i compun, eu trebuie să fiu plin de Duhul lui Dumnezeu, ca să fiu plin de Dumnezeu, trebuie să fiu plin de Cuvântul lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu îmi vorbește. Și îmi vorbește și atunci cu siguranță ceea ce îmi vorbește și o pun în muzică, fiind compozitor, va merge la inima omului. Că dacă am inima rea, plină de pismă și răutate, tot ce scriu eu, s-ar putea să fie altceva. Da? Să te duc în altă deci direcție. Acum nu vreau să fac acum asta. Corect, da. Despre asta. Domnule profesor, timpul nu ne este prieten. Sunt convins că... Ba da, ne e prieten, da. Ar mai fi fost multe de spus aici. Eu mulțumesc mult pentru prezența în emisiune și pentru aceste clarificări. Sper că și radioascultătorii noștri și telespectatorii noștri ne vor înțelege ceea ce am încercat noi aici să detaliem, să analizăm din mai multe fațete. E clar că, așa cum ați spus, muzica e darul lui Dumnezeu pentru noi și ne-a dat acest dar să-l folosim spre slava Lui. O scurtă concluzie de final, vă rog. Vreau să mă adresez profesioniștilor din muzică, în primul rând. Un profesionist în muzică, dacă nu... Deci, asta e profesia lui, da? Cântăresc de operă, de instrumental, la filarmonică și așa mai departe, că am colegi în sensul acesta, dirijori, compozitori, profesioniști. Dacă el ceea ce face, orice, și muzică, unde o cântă, unde, dar nu face prin Duhul Dumnezeu, nu face prin Dumnezeu, s-ar putea să eșueze. Și asta vorbești din, pentru că eu mă uit la mine și de-aia le spun lor profesioniști, că totuși am niște ani. Am vreo 50 de ani vreo 40 ceva de ani de profesie. Și știu ce înseamnă. În momentul când am rămas lângă Dumnezeu, interpretă, că eu sunt interpret, nu sunt compozitor, interpretarea mea oriunde a fost de calitate. De calitate. Pentru că m-am încrezut în Dumnezeu. Și când nu au fost lucrurile bune, m-am dus la Dumnezeu și m-am învățat Dumnezeu să fiu smerit. Când n-am fost smerit, asta vreau să le spun profesioniștilor, Dumnezeu m-a lovit exact unde mă doare. Cei care cântă cu vocea, să fie atenți. Că la un moment dat s-ar putea să nu mai poată cânta. Da? Deci trebuie să fii foarte atent. Dacă ești cu Dumnezeu, să fii cu Dumnezeu și acolo, la operă, la operetă, la filarmonică, la radio, unde ești, dirijor. Să fii rămâi lângă Dumnezeu. Și dacă rămâi lângă Dumnezeu, Dumnezeu te va binecuvânta și în ceea ce faci tu și în biserică. Nu lăsa, eu n-am lăsat niciodată biserica, lucrarea de biserică, de când mă știu. De la 15 ani până acum, nu spun ce vârstă am, că am și o vârstă. Așa, mulțumesc. Nu am lăsat biserica. Nu am lăsat-o. Frumos. Adică biserica, nu că am lăsat biserica. Lucrarea, slujirea. Întotdeauna întotdeauna am făcut să fie. Da? Și întotdeauna am avut, cum să spun, să mă pocăiesc de mândrie, că noi ăștia profesioniști mai avem mândriile astea, asta este, orice profesie, da? Aici puțin mai, mândrie. Da, și Dumnezeu te mai smerește câteodată. Și atunci, întotdeauna am știut să revin la matcă, da? Deci profesioniști, asta vreau să le spun. Evlavie, pocăință și Domnul, cu Domnul tot timpul. Și nu te minunțează. Pentru ceilalți, am și pentru ceilalți, mă rog, amatorii. Așteptăm asta acum și pentru noi. Da, pentru amatori, adică pentru ce înseamnă amator? Amatorul este cel care cântă, îi place, știu eu, slujește în biserică, fie că e la orgă, la pian, în cor, cu vocea și așa mai departe. Ce observ eu? Să zic că facă școală. Vorbesc de cei care slujesc, nu cei care ascult. Cei care slujesc, duceți-vă, dragii mei, și învățați. Cânți la pian, du-te și ia lecții de pian, dacă nu poți până să-ți faci și studiile superioare. Da? Fata mea când a venit, știi, să fie acolo, zice, tată mi-a spus, ea fiind doctor în filozofie, da? Deci n-avea nicio treabă. Dar eu fiind muzician, i-a plăcut muzica, a făcut pianul, dar în sfârșit, până la un anumit nivel. Și tată zice, au vrut să fiu dirijor la biserică. Zic, bun, bravo, frumos. Zic, te duci și faci studiile. Păi, da. Te duci și îți faci studii de dirijat. Te duci la conservator, te duci și refaci ce a făcut. Asta le spun la toți. Știi, la pian sunt unii fantastic de talentați. Dar nu știu lapă portativ.
Lăutari. Du-te, domnule, și fă-ți. Mai aveam o cunoștință, o fată, care dirijam un cor și la un moment dat lipsește pianistul și mi se propune, uite, fata. Zic, da, poftim. Zic, știi? Zic, da, știu piesa respectivă. Era dificilă la pian. Era dificil de cântat la pian. Și am, așa, mi-a cântat impecabil. Am terminat, zic, dar când ai învățat? Zice, da, eu nu știu nici notele. Eu am crezut că n-aud bine. Zic, cum adică nu știu notele? Ci eu am auzit odată acompaniamentul și l-am cântat a doua oară, cum l-au zis dumneavoastră. Am rămas, zic, nu se poate. Talent. Zic, te rog frumos, așa i-am spus, te rog frumos, te-a pus să înveți muzică. Bine, făcuse la școala generală și așa mai departe, te-a pus și înveți muzică, ți-ai profesor și așa mai departe, au trecut niște ani, a făcut muzică și a luat profesor, a terminat Academia de Muzică și acum e profesor de muzică. Deci, frumos. Celor care se ocupă cu slujirea în biserici, cu vocea mai ales. Eu când aud voci, aud tot felul de coruri, nu le dau denumire. Și aud soliști. Eu când aud, mi se strânge urechea, pentru că nu sunt ce trebuie să fie. Vorbesc de cântă corect din punct de vedere înălțimii, dar nu cântă emisia vocală, nu e corectă. Și atunci eu ca și specialist asta mă așa, da, în sfârșit, trec. Deci asta le spun. Duceți-vă, dragii mei, învățați să cântați cu vocea. Luați-vă profesor de canto, luați-vă profesor de pian, luați-vă profesor de vioară și ce mai fi. Și dacă poți să faci și mai mult, să te duci la o academie de muzică, la un conservator, foarte bine. Du-te! Că în felul acesta muzica va fi cu totul altfel în biserică, de calitate. Și atunci tu când vei cânta, într-adevăr, vei fi un om care vei da ascultătorului exact ce trebuie. Și din punct de vedere științific, da, cânti ce trebuie, dar și spiritual. Și acum ne spun și profesioniștilor și amatori și cu asta am încheiat. Și unii și alții care slujesc în biserică, nu contează că e profesionist, că este amator, trebuie să citească scripturile, să aprofundeze scripturile, să studieze scripturile în profunzime, conform Iacov, ce regiune adevărată este să ne adâncim, să se adâncească, indiferent de cât de ocupați sunt la repetiții și așa mai departe, sau așa, sau ce slujbe au, du-te la scriptură. Aprofundează, nu numai citește dimineața sau roagă-te, nu, citește scriptura, aprofundează, fă studii biblice, pur și simplu. Citește scriptura și fă ce scrie acolo. Asta le zic la toți. Și atunci vei ști și muzical ce să faci, dar și spiritual, că ai spus teologii. Nu fac. Da, sunt la studenți la teologie care au făcut, chiar conservator au făcut unii și au făcut liceu de muzică. Sunt buni și una și alta, deci eu mă bucur că au și așa și așa. Deci slavă Domnului. Asta este. Învățați și scriptural și muzical, ca să slujiți cum trebuie. Mulțumim mult, domnule profesor Caraman. Vă dorim multă binecuvântare în slujire și în viața aceasta profesională, muzicală, dar și în slujirea adusă Domnului în bisericile evanghelice. Mult har, sănătate și putere de a da slavă Domnului. Mulțumesc foarte mult! Stimați ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. L-am avut împreună alături de noi pe domnul profesor Cristian Caraman. Am discutat împreună cu dumnealui despre muzică, despre această artă care ne apropie sau ne distanțează în închinarea creștină. Vă încurajăm să cercetați, să luați aceste sfaturi, să aprofundați subiectul și eu vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire data viitoare. Până atunci, fiți binecuvântați!